Din cei trei jurnaliști pe care i-ați pomenit, unul este Vlad Mixici, pe care am să-l rog să pornească microfonul. Numele meu e Vlad Mixiș, fac parte din echipa MedAlert. Mulțumesc și eu invitațiilor și susținerii din partea dumnealor. Dar fiind jurnaliști, bineînțeles că avem un discurs mai circumspect în ceea ce privește, în special în altele autorități, și vă voi citi pe scurt câteva declarații făcute de înalți oficiali ai statului român în ultimii 6 ani. Deci e vorba de 6 ani. Ministrul Sănătății în 2006 spunea: în sistemul de sănătate este o corupție de cumetrie, o numesc corupție endemică. Un alt ministru al sănătății din alt partid de această dată spunea în 2009 că înțelege pe deplin responsabilitatea luptei împotriva corupției din sistemul de sănătate și vă asigur că ministerul va acționa responsabil. În 2011, președintele CNAS, de data asta și el provenind din alt partid, spunea că frauda în sistemul medical se duce undeva la 400 de milioane de euro pe an. Președintele României spunea la începutul lui 2012 că sistemul medical este afectat de corupție. Ministrul de Interne al României spunea tot în 2012 că există caiete de sarcini cu dedicație în sistemul medical și aceste lucruri se cunosc în special la nivel local. Așadar, e o problemă recunoscută la nivelul cel mai înalt al statului român în ultimii 6 ani. Știți câți angajați are corpul de control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate? 15. Știți câți inspectori are Ministerul Sănătății, inspectori însărcinați cu controlul? 15. Se pare că vor mai fi deschise câteva poziții, dar oricum sunt insuficienți 30 de oameni care să țină în mână controlul sistemului medical din România. În plus, în structura, și acum vă prezentăm foarte pe scurt un caz în care legislația favorizează sau dă naștere ușor la cazuri de corupție, e vorba de spitalele aflate sub jurisdicția autorităților locale. Aproape jumătate din spitalele din România sunt sub o astfel de jurisdicție și vedeți în schema din spate cum un director de spital aflat sub jurisdicție locală raportează către 3 instituții, Ministerului Sănătății, Casei Naționale și autorităților locale. Dar, în caz de management defectuos, acesta poate fi constatat doar de către instituțiile de specialitate, adică Ministerul Sănătății și Casa. Surpriză însă este că aceste 2 instituții nu îl pot demite direct pe directorul care a manageriat defectuos spitalul. Asta o pot face doar autoritățile locale, dar care nu au instrumentele prin care pot aprecia calitatea acestui management. Un raport de anul trecut al Băncii Mondiale constata, și vă citez, directorilor români de spitale nu le este clar cine este șeful lor. Este un mediu ideal pentru proliferarea corupției, credem noi. Deocamdată aceasta este distanța dintre fapte și vorbe și, cum spunea și colegul meu Laurențiu Diaconu, deși în ultimii 6 ani înalți oficiali ai statului român vorbesc despre corupția în sistemul medical, frecvența actelor de corupție s-a dublat în ultimul deceniu în România, în sistemul medical. Și asta sperăm noi că este și va fi medalert.ro, un instrument prin care, cu ajutorul pacienților și al medicilor, vorbele înaltelor autorități și înalților oficiali din statul român, vorbele lor vor reuși să se transforme în sfârșit în fapte. Și în încheiere, știți cum se zice, dacă ei nu știu, îi învățăm, dacă ei nu pot, îi ajutăm și dacă ei nu vor, îi obligăm împreună prin medaler.ro. Mulțumesc! Mulțumesc, Vlad! Și cel de-al treilea membru fondator al acestei inițiative este Sanda Nicola. Sanda, te rog! Bună ziua, sunt Sanda Nicola și fac parte din echipa MedAlert pentru că sunt absolut convinsă de necesitatea acestei organizații. Ca pacient trebuie să recunosc că am văzut, am admis și chiar am întreținut corupția din sistemul medical și cred că asta este valabil pentru fiecare dintre noi. Pentru că boala a ta sau a cuiva drag te aduce la un moment dat în situația în care niciun preț și nicio umilință nu este prea mare ca să scapi cu viața. Și atunci ce faci? Atunci îndești cu disperare bancnote în buzunarele celor înhalate albe, banii tăi, bancnotele tale, bancnotele celor care te-au împrumutat. Asta desigur pentru cei care au norocul să aibă, pentru că sincer nu mi-aș dori să fiu în pielea celor care nu au acest noroc.
Ca jurnalist simt nevoia de un agregator de subiecte, de statistici, de articole de specialitate care să mă ajute să răspund și mai bine nevoii de informare a românilor, iar medalet.ro exact asta va fi. Veți fi surprinși cât de mulți oameni caută să-și spună povestea, vor să denunțe nedreptatea. În ultimii 5 ani de când sunt implicată în campanii de prevenție a cancerului de col uterin, au ajuns la mine mail-uri de la mii de românce, femei care îmi împărtășeau din neliniștile lor legate de diagnostic, dar nu în ultimul rând și experiențele lor umilitoare în sistemul medical. Și de aici vine cumva convingerea mea că atunci când au convingerea că sunt ascultați, că părerea lor chiar contează, românii vor să vorbească, românii vor să denunțe și românii vor să pună umărul la însănătoșirea sistemului medical. Deloc, în ultimul rând, ca cetățean român, îmi doresc din tot sufletul să existe cât mai multe organizații non-guvernamentale care să secondeze statul în elaborarea de politici publice corecte și care să fie în deplin acord cu nevoile noastre adevărate. Aici v-aș da un exemplu din sistemul medical din Marea Britanie, acolo unde există cel puțin 55.000 de organizații non-profit, fundații, grupuri de voluntari, grupuri de oameni cu inițiativă care nu beneficiază neapărat de finanțări impresionante, dar care plombează activitatea statului acolo unde este nevoie. Și despre asta e vorba. O plombă vrem să punem și noi prin medalert.ro. Încă o dată insist și eu asupra acestui aspect. Nu declanșăm o cruciadă împotriva sistemului. Vrem doar să-l ajutăm să se facă bine. Și vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi.